Ok, vă propun atunci să mergem pe ultima parte, interviul Fulger. Prima întrebare a acestuia ar fi: care credeți că a fost cel mai bun premier al României post-decembriste și să și argumentați cât se poate de scurt. Adrian Năstase, și o spun cu toată responsabilitatea, pentru că pe mandatul lui România a crescut economic, a intrat în Uniunea Europeană, sau cel puțin a terminat negocierile și tot ceea ce înseamnă NATO. Că au fost și alte probleme din această guvernare izvorâtă, ulterior acestea au fost plătite în ceea ce înseamnă justiție. Vă puteți uita astăzi în ochii românilor și să le dați asigurări că Gabriel Oprea, pe care mulți îl urăsc într-un fel sau altul, ca urmare a cum l-a prezentat presa și cum l-a arătat și DNA-ul până la un anumit moment încoace, nu mai are niciun fel de influență în formațiunea, o parte din formațiunea pe care o reprezentați astăzi? În Partidul Mișcarea Populară, cu siguranță, influența este aproape de zero. În ceea ce înseamnă relația interumană cu foști colegi, este în continuare un om care se vede cu colegii mei, cu foștii mei colegi și cu siguranță se mai sfătuiesc. Eu personal n-am mai reușit în ultimele luni, fiind o activitate politică foarte, foarte intensă, să am acest tip de întâlnire, însă sunt convins că am destul de mulți colegi care au reușit în ultimele luni, într-un fel sau altul, să-l mai contacteze. Ați anticipat un pic prin răspunsul nostru anterior și pe cel de la această întrebare. Vreau să îmi spuneți dacă în perioada aceea scurtă în care v-ați intersectat cu Dacian Cioloș, puteți spune că ați avut ceva de învățat de la dânsul sau dânsul dacă credeți că a avut ceva de învățat de la dumneavoastră? N-aș putea spune că ne-am învățat unul pe altul, suntem din aceeași generație, avem cumva educația similară și profilul mai degrabă tehnocrat decât politic. Nu sunt elemente și astăzi ne vedem, dânsul are direcția politică pe zona executivă, eu am fost în ultimii ani mai mult pe legislativ. Din acest punct de vedere, este foarte greu pentru că aspirațiile spre parlament ale dânsului sau ale mele spre executiv sunt aproape zero în clipa de față. Dacă ar fi să mergem să gândim ca în istorie cu celebra sintagma regerea răului cel mic, care credeți că ar fi pentru români astăzi răul cel mic? Victor Ponta sau Liviu Dragnea? Niciunul dintre cei doi nu cred că pot oferi în clipa de față României ceea ce îi trebuie. În clipa de față, România are nevoie de un proiect de țară la modul real, o dezvoltare pe care ultimii ani, la care ultim, în ultimii ani și Liviu Dragnea și Victor Ponta ar fi putut să aibă un cuvânt de spus. Din păcate, cu foarte mici excepții, lucrurile nu stau într-un rezultat spectaculos, așa cum spuneam mai devreme, l-am înregistrat la începutul anilor 2000. România poate să facă mult mai mult din toate punctele de vedere, și economic, și vis-a-vis de partea aceasta care rămâne o aspirație de unire cu Moldova și nu mi se pare un vis, trebuie doar să găsim căile cele mai bune să o facem cât mai rapid. România trebuie să-și propună niște ținte mult mai sus în clipa de față, pe care ultimii ani, din păcate, nu au arătat că reușim un astfel de obiectiv. Și în fine, ultima întrebare e o știre pe care o așteaptă toată lumea. Candidează sau nu candidează Traian Băsescu pe liste la București? Candidează pe listă la București. Domnule Seriu, la obiect, rapid, am făcut și testul în timpul util. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag de câte ori găsim subiecte comune de dezbătut la PS News. Mulțumesc mult și eu.